Bună ziua și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Și eu știu să cânt. Astăzi am adus pentru dumneavoastră alți copii cărora le place să cânte, care sunt veseli, uitați aici lângă mine, studiază muzica vocală, dar mai avem o surpriză pentru dumneavoastră, am adus astăzi și muzică instrumentală. Va cânta o fetiță la instrument, la vioară. O să vedeți, sunt copii mici, dar cu vise mari, care poate, cine știe, vor face din acest hobby de început, când sunt mici, poate vor face o meserie, cine știe. Am aici copii care vor să, din clasa a 5-a, să fie la liceu de artă, care se pregătesc să dea examen la liceu de artă. Eu sper că vă va face plăcere să-i ascultați și să-i vedem, să-i cunoaștem. Prima fetiță care va cânta astăzi este Elisa. Pe cât de frumoasă este, așa este și numele ei, foarte frumos. Elisa Condurat se numește, are 10 ani și la ce școală ești, Elisa? La Ion Simionescu. La școala Ion Simionescu. În ce clasă ești? În a patra. În clasa a patra. Și astăzi ce vrei să cânti tu? Madonna Material Girl. Material Girl. Haideți să o ascultăm pe Elisa Condurat interpretând piesa Material Girl. Material.
a material, a material, a material, a material world. In a material world. Material. In a material world. Living in a material world. Material. In a material world. Living in a material world. Material. In a material world. Living in a material world. Material. In a material world. A material. A material. A material. Sper că v-a plăcut cum a cântat Elisa. Totul este live. Bineînțeles, nu am mai avut spectacole mult timp din cauza pandemiei și copiii încă au emoții. Adică emoțiile chiar sunt mai mari acum. Înainte erau obișnuiți să mai cânte. Elisa este la clasa de muzică vocală la mine, la Palatul Copiilor. Este de 3 ani eleva mea și... de fiecare dată a cântat foarte frumos și a ținut emoțiile în frâu și de data aceasta și a ținut emoțiile în frâu, dar trebuie să înțelegem că de fapt pandemia asta ne-a făcut să avem fluturaș în stomac mai mulți decât ar trebui, Așa că îi admitem și micile greșeli care au fost, dacă au fost. Și trecem mai departe, tot muzică vocală, avem aici o fetiță drăguță, cu fundițe, cu rochițică roz, frumoasă. O lăsăm pe ea să se prezinte. Cum te numești? Rebecca, te rog, dai microfonul. Bună ziua, mă numesc Dorotea Oboroc, am 7 ani și sunt din Iași. Ești din Iași și studiezi? Muzică vocală, vocală. La? La Palatul Copiilor. La Palatul Copiilor din Iași. Da, Dorotea are emoții mari astăzi, pentru că este prima dată când este la televiziune și este prima dată când cântă muzică vocală. Este prima dată când cântă live la televiziune. Să o încurajăm. Sunt sigură că va fi totul bine, Dorotea, sigur va fi totul bine. Este o fetiță foarte talentată, cântă tare frumos, o să o auziți și dumneavoastră. Și astăzi o să cânte, pentru că încă este luna martie, va cânta o piesă despre mama. O piesă tare dragă mie, a fost interpretată de Corina Chiriac, acum o va interpreta Dorotea și se numește? Mama doar mama. Mama doar mama. Să o ascultăm pe Dorotea. Ochii cei mai dragi din lume, care sunt făcuți anume să ne dea lumina lor. Cine oare, cine are glasul care și îndă cere, e cuprins în mângâiere și în vorbe de alint, e o caldă de sfierdare. Cine oare, cine-l are? Porți în gând cât ai fi crezut.
crescut de mare. Cine oare, cine-i are dea mai lungă de așteptare și o avere de răbdare? Cât ar fi drumul de lung și prăpastia de mare, cine oare, cine-i are? Este doar prin tine. Mama, doar mama găsește alinare, simte când ceva te doare. Mama te învață primii pași în viață și te ajută să împiști teama. Mama, doar mama. Da, Dorotea, o piesă foarte frumoasă, emoționantă, cântată frumos de tine. Te-am simțit, și nu numai eu, să știi, și fetele au simțit emoțiile tale. Ne-ai transmis emoțiile pe care le-ai avut în timp ce cântai. Dar să știi că ți-a ieșit foarte bine și chiar dacă este prima dată când ești într-un loc așa unde n-ai mai fost, și este televiziune și o să te vezi la televizor, să știi că ți-a ieșit frumos. A fost foarte bine pentru prima dată când ai participat la o emisiune televizată. Rebecca, continuăm cu tine. Tu deja ai mai fost de câteva ori aici, da. Ești obișnuită cu studioul. Câți ani ai tu, Rebecca? Am 10 ani. 10 ani, deci și tu ai 10 ani, și Elisa tot 10 ani. Voi sunteți cele mai mari de aici, că celelalte sunt niște... Tu aproape, adică tu ești cea mai mare. Rebecca, ce obiect îți place ție cel mai mult? Toate. Toate obiectele îți plac? Adică tu ai numai foarte bine? Da. Da, dar cel mai mult, la ce îți place ție cel mai mult să înveți? Îmi place mult la matematică. Da? Și cum se înțelege matematica cu muzica? Nu știu. Tu faci cu doamna învățătoare, nu? Și da. Doamna învățătoare știe că tu cânți, că tu studiezi. Da. Nu? Și te pune când și în clasă? Când aveți serbare sau ceva? Sau... Da, când avem doar serbări. Când aveți serbări, te pune și atunci să cânți. Înseamnă că tu trebuie să fii obișnuită să cânți. Ce am uitat să vă spun este că cu Dorotea eu... Cel mai mult am făcut orele online. Abia acum, de când ne-a dat un pic drumul să facem ore la Palatul Copiilor, ne-am întâlnit live. Noi am început online și am învățat și un colind, am învățat și piesa aceasta și avem și altele în plan. Și trecem din nou la Rebecca. Am făcut și cu Rebecca, să știți, online cu... Majoritatea dintre copii am făcut online, cu Coșarul de aici nu am făcut online pentru că a venit abia anul ăsta, dar cu ceilalți am făcut online. Și acum o să rugăm pe Rebecca să ne cânte o piesă la care o să ne mai muțărim așa un pic. Cum se numește piesa ta? Dance Monkey. Dance Monkey. Să vedem cum dansează maimuțica asta cu codițe. Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hands, my dear, and bless him both in mine. You know you stole me dead while I was passing by. And I
just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And now I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do what de fiecare dată, această piesă Dance Monkey pe mine mă bine dispune. Și nu doar pe mine, că-i văd și pe copii zâmbind. Ai emoții? Gata, ți-au trecut, nu? Ți-au trecut emoțiile, sigur că da. Acum emoțiile sunt mari pentru Erica. O vedeți, este o glicie de fată, mititică, dar studiază vioara, deja știe să cânte binișor, are nu 7-8, am plinit 8 ani pe 3 februarie, țin minte, și studiază vioara, a început, când a început să cânte prima dată la vioară, când a venit la mine cu vioara, nu i-a ajungea mânuța să țină vioara. A trebuit să începem invers, nu cum am început cu ceilalți copii care erau mai dezvoltați, mai măricei, era o micuță, avea 5 ani și nu-i ajungea mânuța pe vioară. Am început de la coarda subțire, nu? Cum ziceam atunci, la coarda subțire, de la coarda mi spre coarda sol, ca să poată cânta. Și acum o să o ascultați și dumneavoastră și o să vedeți cât de frumos cântă ea la vioară și o să lase emoțiile deoparte, dar haideți să o prezentăm. Se numește, hai să dăm microfonul și să spună singurică. Cum te numești? Bună ziua, eu mă numesc Erica Nicoleta Simirad și am 8 ani și sunt din Iași. Și ești din Iași și studiezi vioara la Palatul Copiilor, ai început vioara cu mine la Palatul Copiilor și acum ești și elevă la liceu de artă. Da. Da? Și ce o să interpretezi tu astăzi? Eu azi o să vă interpretez o horă. Hora, așa se numește, este o horă compusă de Baclanova, Natalia Baclanova. Așa o cheamă pe compozitoare. Și ai emoții?
Da? Da. Ai emoții, dar nu trebuie să ai emoții. Da? Ne stăpânim frumos emoțiile și mergem acum și cântăm Hora de Baclanova. Cam tremurau degețelele pe coarde, cam tremurau degețelele pe coarde. Ai avut emoții mari? Da. De ce? De ce? Trebuie să stăpânești emoțiile, nu? Dar nu-i nimic, emoțiile pot fi și constructive, nu? Important este să ne concentrăm întotdeauna, să gândim înainte ceea ce avem de făcut, nu? De cântat la instrument. Da. Sigur că da. Foarte frumos, a cântat frumos, cu emoțiile iminente, bineînțeles, dar s-a descurcat foarte bine și avem aici un coșar care este nerăbdător să cânte, abia așteaptă să cânte. De când m-a văzut, ce ai spus tu, ce mi-ai spus? Când cânți, nu? Când intrăm. Ia spune, tu cum te numești? Ai și microfonul, mânuță, ia spune. Bună seara, mă numesc Simina Alexa și cânt coșarul. Este bună ziua, Simina, este bună ziua. Da? Simina Alexa și cânt coșarul. Păi stai până la coșar, ia spune-mi, tu la ce școală ești, în ce clasă ești, câți ani ai? Am 7 ani, sunt la clasa Carol, sunt la școala Carol I și în clasa 1. Așa, dar și tu ai emoții? Să știți că și Simina este prima dată aici la televiziune, de fapt este prima dată când cântă undeva, ea abia a venit la Palatul Copiilor, este începătoare, dar este o fetiță foarte talentată și conștiincioasă, să știți că este foarte conștiincioasă. A stat în continuu și a lucrat și a învățat și pașii și melodia și cuvintele, a vrut totul să facă foarte repede și să știți că ea și reușit. O să vedeți acum când o să cânte. Cu cine ai venit tu aici, Simina? Cu mama. Cu mama și unde mama? În cameră. Te așteaptă mama, da? Hai să vedem, o să te vadă mami la televizor. Mergem să cântăm, da? Coșarul. L-a văzut un om încruntat și s-a luat.
și ca șarmă. Și ți-nchipui că de-acum griji, nevoi, necaz, durere se vor duce ca un fum. Când pe stradă îl întâlnești, mulțumită-i să-i zâmbești, fiindcă omului îi place ca să creadă în povești. Când la ușă-ți bate cioc, 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 poți să spui că ți-a dus noroc. Ți-ai ieșit coșarul și ți-nchipui că de-acum griji, nevoi, necaz, durere se va duce ca un fum. Nu te întrista că te minte dragostea și că în orice loc n-ai noroc. Nu te întrista. Uite pe trotuar, uite trece în coșar. Dacă l-ai privit, poți să spui, voi fi fericit. Ți-ai ieșit coșar în drum și ți-nchipui că de-acum griji, nevoi, necaz, durere se vor duce ca un fum. Când pe stradă îl întâlnești, mulțumită-i să-i zâmbești, fiindcă omului îi place ca să creadă în povești. Când la ușă-ți bate cioc, 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 poți să spui că ți-a dus noroc. Coșarul ți-a ieșit coșar în drum și ți-nchipui că de-acum griji, nevoi, necaz, durere se vor duce ca un fum. Griji, nevoi, necaz, durere se vor duce ca un fum. Coșarul, coșarul, a venit coșarul, da! Bravo, măi coșar! Bravo, a fost frumos. Cum te-ai simțit tu acolo când ai cântat așa pentru toată lumea care ne urmărește la televizor? Bine, distractiv. A fost distractiv, sigur că da. Într-adevăr, este o piesă distractivă. Noi ne-am distrat aici, am dat și noi așa, am dansat așa cât am putut pe scaune. V-a plăcut cum a cântat coșarul? Coșarul este, coșarul nostru de aici, este cel mai mic copil care a venit astăzi. Și sperăm că v-a plăcut, că v-a făcut plăcere tuturor să-i ascultați pe copiii de la Palatul Copiilor. Și gazda dumneavoastră de astăzi, Lăcrămioara Matei, împreună cu copiii pe care tocmai ați ascultat, vă urează o zi bună în continuare și să ne vedem cu bine la următoarea ediție. La revedere! La revedere!